Ninge ca în povești în pasul Tihuța, acum temperaturile au scăzut în această dimineață sub 0 grade, Lapovița s-a transformat rapid în fulgi mari, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. În pasul Tihuța ninge de azi dimineață de la ora 9, iar stratul de zăpadă a ajuns pe alocuri chiar și la 7 cm. Pe carosabil se circulă bine, însă cu viteză redusă. Încă de aseară, drumarii au început să împrăștie cu cele 9 utilaje disponibile material antiderapant, în total 25 de tone. În depozit, alte 2000 de tone sunt pregătite pentru vremea rea. Bine, să zic, noi strada încă e curată, văd că merg și aruncă sare. E destul de curat. Se circulă în condiții de iarnă, carosabilul e negru, în termenii noștri, de drumari. Și am acționat undeva în jur la 25 de tone de sare împrăștiate pe carosabil. Dacă șoferii s-au concentrat să conducă cu grijă, pasagerii s-au bucurat de peisaj și și-au făcut poze. Prima din soare și cumva e mai magic, știți? Un an de zile tot o aștept și așa e un fel de atmosferă de Crăciun, de sărbătoare. Meteorologii anunță că în zona Tihuța, spre seară, vântul se va intensifica viscolind și spulberând ninsoarea la peste 1000 de metri altitudine. Și în localitatea montană Cavnic, din Maramureș, a început să ningă. Primii fulgi de zăpadă au început să cadă din această dimineață, iar cum și zilele următoare se anunță temperaturi negative, stratul de zăpadă va mai crește câțiva centimetri. Cei mai bucuroși au fost copiii care au ieșit afară să se joace în peisajul de poveste. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.